Nichi, tu știi ce e mescalina? Nu. Mescalina e un cactus. Din acest cactus se extrage mescalina care, luată, te face să vezi adevărul. Tu, adică cei ca tine, sunteți robi obișnuințelor voastre. Pentru cine vede adevărul, tu nu ești decât ceea ce vreau eu să văd că ești. Fiecare om trăiește cu niște concepții care îl ajută. Dacă dumneavoastră vedeți așa lucrurile, este foarte bine. Eu am învățat că există prezent, viitor și trecut. Ai să râzi, Nichi. Nici trecutul nu există. Să luăm așa. Că și din asta trebuie să... Să zicem că există prezentul. Eu beau cafeaua asta, țin ceașca în mână, o pipăi, este. Dar trecutul? Unde e trecutul? Ce poți să pipăi din el? Mai mult! Ce poți să pipăi din viitor? Câte vreme prezentul nu există, trebuie să fii de acord cu mine că nici trecutul nu există și nici viitorul nu există. E, asta nu, aici te contrazic. Păstrezi amintirea unor lucruri foarte precise. Să-ți dau și un exemplu. Nichi, numai puțin. Ce faceți, domnul inginer, dincolo? Ați terminat cu demontat ambalat? Vino și tu să-ți arunci un ochi, să vezi dacă încap tot într-un papuc. Du-te că te ajung. O vorbă doar să-ți mai spun. Tu ai citit Eminescu, știi cum zice acolo? Ce e val ca valul, trece, tu te întreabă și socoate. Eu cred că ar trebui să meditezi un pic la toate astea, pentru că au mare legătură cu discuția noastră.